Autoritățile solicită ajutorul financiar al cetățenilor în lupta cu răspândirea coronavirusului de tip nou. Guvernul a lansat o campanie de colectare a donațiilor pentru combaterea COVID-19. În acest scop, ministrul finanțelor a deschis 3 conturi bancare în lei moldovenești, precum și în dolari americani și euro. Deși executivul apelează la sprijinul oamenilor, consilierul prim-ministrului Vitalie Dragancea spune că statul are suficienți bani. Este o chemare pentru oameni să ne solidarizăm, să ne ajutăm reciproc și să facem, să susținem persoanele care sunt în prima linie de combatere a răspândirii epidemiei, precum și să ajutăm persoanele care în procesul evoluției epidemiei pot avea nevoie de ajutor. Înseamnă asta că guvernul crede că nu o să facă față... Nu, clar nu. Guvernul are suficiente resurse și le gestionează cu foarte mare grijă și raționament. Totodată, consilierul prim-ministrului Vitalie Dragancea a precizat că finanțele publice vor fi gestionate cu mult mai multă atenție, iar prioritățile vor fi selectate mai atent. De asemenea, guvernul urmează să identifice mai multe măsuri de susținere a mediului de afaceri, mai ales a întreprinderilor mici și mijlocii. Și primăria municipiului Chișinău a deschis un cont bancar destinat atât persoanelor fizice cât și celor juridice, prin intermediul căruia se pot face donații, pentru a depăși situația de criză provocată de COVID-19. Marți, Parlamentul a declarat starea de urgență pentru 60 de zile în legătură cu răspândirea coronavirusului.